Simona Halep a debutat perfect la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Ieri seară, sportiva din România s-a calificat în turul al doilea al turneului din America, în dauna sportivei Marina Erakovic din Noua Zeelandă, locul 99 WTA. Simona Halep a avut nevoie de numai 49 de minute de joc pentru a-și asigura prezența în cel de-al doilea tur al turneului de Grand Slam de la Flushing Meadows. Clasată pe locul 2 în ierarhia mondială, tricolora a început meciul cu un break și a continuat jocul perfect, câștigând setul inaugural cu scorul de 6-2 după 32 de minute de la primul serviciu al meciului. În setul al doilea, Simona a început tot cu un break, iar la scorul de 3-0 la game-uri, sportiva din Noua Zeelandă a abandonat meciul și Simona a făcut pasul spre turul al doilea, unde o va întâlni pe Caterina Bodarenko din Ucraina. Jucătoare care a eliminat-o în runda inaugurală pe Iulia Putințeva din Kazahstan, locul 78 WTA, cu scorul de 6-0, 6-3, după 59 de minute de joc.